Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare! Dragilor, vă invit astăzi la o etalare interactivă cu trei variante pentru a răspunde simplu la întrebarea îi lipsesc persoanei la care eu mă gândesc. Da? Aveți de ales, dacă vă doriți să participați la această etalare, între varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Da? Vom începe, bineînțeles, cu cei care v-ați ales varianta 1. Înainte de toate, vă anunț că este o etalare generală, că nu toate elementele de aici vi se pot potrivi. Dacă vreunul dintre semnele zodiacale vă aparține, cu atât mai bine, dacă nu, înseamnă că nu este pentru dumneavoastră. Vom începe cu etalarea numărul 1. Așadar, îi lipsiți acestei persoane în momentul în care voi vedeți acest videoclip. Haideți să vedem. Oh. Ok. Da, s-ar părea că da, îi lipsiți acestei persoane, dar simt o tristețe extraordinar de mare pentru cei care ați ales varianta 1. Există o tristețe foarte mare. Dumneavoastră regretați ceva. Nu mai vorbiți unul cu celălalt, poate chiar de luni bune, de ani de zile, poate chiar câțiva dintre voi, sau de cel puțin 5 săptămâni, nu mai vorbiți cu această persoană. Cineva a plecat, poate dumneavoastră, poate el sau ea, da, persoana la care vă gândiți. A mai existat o ocazie pentru voi să vorbiți? A existat o ocazie să fiți din nou împreună? Sau cel puțin ocazia unor explicații? Dar cineva a fost extrem de supărat sau supărată și nu a profitat de această ocazie. Dar da, îi lipsiți, da, regretă anumite lucruri, regretă că dacă voi sunteți cei care ați plecat, regretă plecarea voastră, dacă această persoană este persoana cea care a ales să plece, regretă această decizie. Să știți că simt o mică un mic sentiment de relație trio aici. Foarte multă trădare, foarte multă problematică la nivel emoțional și cred că este la persoana voastră, ok? Persoana asta este foarte îndurerată. Gemeni, Vărsător, Balanță, Capricorn, Fecioară, Taur. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. De ce această persoană este atât de tristă, ok? Persoana aceasta a voastră, de ce este tristă? Datorită faptului că nu vorbiți, a fost o neînțelegere între voi, o mare neînțelegere. La nivel emoțional, la nivel sentimental, a fost o foarte mare neînțelegere. Cineva a știut de acest trio, l-a acceptat, după care lucrurile au evoluat și au fost emise alte sentimente. Iar dacă persoana voastră este cea tristă în acest moment, este pentru faptul că a fost o neînțelegere în privința a ceea ce această persoană vă poate oferi vouă, cei care priviți acum clipul. Pentru că ați vrut mult mai mult. Și da, ați vrut iubire. Ok, uitați-vă aici. Ați vrut această iubire. Eu nu zic nu. Dar această persoană era clar că nu vă poate oferi. Și chiar dacă vă oferea, relația asta nu știu unde ducea, pentru că mai este cineva implicat aici, ok?
Haideți să vedem ce v-ar spune în acest moment dacă ar fi în fața dumneavoastră această persoană. Ce v-ar spune în acest moment? Ok, că și-ar dori o a doua șansă cu voi, că regretă faptul că a plecat, că regretă faptul că v-ați despărțit, regretă faptul că nu mai vorbiți, regretă această lipsă de comunicare și vrea o nouă oportunitate. Ok? Da, dragii mei. Deci aceasta este pentru voi, cei care ați ales prima variantă, energia cărților. Ok? Trecem la cei care ați ales cea de-a doua variantă. Haideți să vedem această persoană. Vă simte lipsa în acest moment? Da. Da, persoana voastră vă simte lipsa și chiar încearcă să facă ceva, să vă vadă. Îi lipsiți foarte mult și nu v-a văzut de mult timp. Nu v-ați văzut și este dor de voi. Este dor de voi, vrea să încerce ceva nou, să riște ceva în privința unui drum, a diminuării unei distanțe dintre voi doi, pentru ca să vă vedeți. Da, este dor de voi. Pești, perbecleu, săgetător, ca și zodii, ok? Haideți să vedem ce dorește această persoană să facă, pentru că simt că vrea să aibă o acțiune vis-a-vis de voi, dar care este această acțiune în afara aceleia de a vă vedea, ce vrea să facă în această privință ca să vă vadă. Haideți să vedem. Să vă invite undeva. Ok? Vrea să vă invite undeva această persoană și știe că doar așa vă poate vedea. Prin acceptarea unei invitații, ok? Voi trebuie să acceptați această invitație, vrea să riște să vă invite undeva, ok? La o petrecere, la o ieșire, la o plimbare, da? Vrea să vă invite undeva și așa să vă întâlnească, să vă vadă, să vorbiți, da? Vrea să-și asume acest risc. Haideți să vedem ce v-ar spune această persoană dacă v-ar vedea, dacă ar fi în fața voastră în acest moment. Ce v-ar spune persoana voastră? Ce v-ar spune această persoană în acest moment? Să știți că nu știu cât de mult o cunoașteți pe el sau ea, da? Pentru că este oarecum misterioasă această persoană. Ce ar vrea să vă spun este o parte din adevăr. Nu zic că minte, dar nu o să se dezvăluie așa oarecum, să pară vulnerabilă persoana voastră. O să vrea să discute cu voi, o să vă prezinte practic ce își dorește, dar nu o să vă spună planul său. Ce își dorește în sensul că pe termen scurt, nici de cum pe termen lung, nu vrea ca să aflați totul din prima despre el sau ea. Vrea să rămână totuși oarecum misterioasă persoana aceasta. Vrea să o cunoașteți mai încolo, da? Să vă cunoașteți mult mai bine, dar mai încolo, nu atât de rapid. Vrea să vă vadă, vrea să vă simțiți bine împreună, okay? Vrea să ia riscul acesta ca să vă întâlniți pentru a vă simți bine, dar rămâne un mister dorința acestei persoane vis-a-vis de viitorul vostru. Nu știu de ce, dar deocamdată asta este energia celor care ați ales cea de-a doua variantă. Trecem la cei care ați ales cea de-a treia variantă, persoanei acesteia.
Îi este dor de voi? Da, da, și se gândește enorm de mult la voi. Persoana aceasta suferă extrem de mult. Are inima frântă în urma despărțirii, separării. Nu v-ați mai văzut de mult timp, nu mai vorbiți așa cum ați vorbit până acum. Persoana voastră încearcă să facă eforturi să iasă din această suferință. Încearcă să facă orice altceva, în sensul că se gândește foarte mult la job, la anumite proiecte în casă și nu vrea să se mai gândească la faptul că suferă din cauza voastră, suferă datorită absenței voastre în viața sa. Este extrem de trist această persoană. Atenție un pic, aici este o noțiune de relație trio. Fie această persoană este cu cineva, fie voi, fie ambii, de ce nu. Dar am un pic energia acestui trio aici. Haideți să vedem un pic de ce, pentru că este dor de voi, dar simt că această persoană vrea să vă uite. Haideți să vedem de ce încearcă să vă uite această persoană, de ce încearcă să depășească acest moment. Capricorn, Fecioară, Taur, Gemeni, Vărsător, Balanță, dragii mei, pentru cei care ați ales a treia variantă. Haideți să vedem de ce această persoană încearcă să vă uite. Pentru că nu ați discutat foarte multe cu el sau ea în ultima conversație pe care ați avut-o. Ați fost extrem de formali și nu afectuoși așa cum ați fost odată. Și discuția voastră, ultima discuție, nu a dus la absolut niciun deznodământ fericit sau cel puțin nu la deznodământul pe care persoana aceasta voastră îl căuta și v-a simțit rece, v-a simțit distant sau distantă, ok? Și atunci a decis să vă uite, a decis să nu mai facă acele eforturi pentru ca voi să fiți împreună. Okay. Sau cel puțin discuția voastră nu a fost decât una amicală, da, să zic așa. Haideți să vedem ce v-ar spune persoana voastră dacă v-ar vedea în acest moment. Ce v-ar spune această persoană? Vrea să fie cu voi. V-ar spune că este atrasă de voi. Este un magnetism așa între voi doi, dar că în ciuda acestui magnetism vrea să își controleze aceste emoții și vrea să rămână în situația în care este acum. Dacă voi ați fost reci și distanți, v-ar spune lucrul acesta, dacă ar putea în acest moment această persoană. Deși există o dragoste romantică aici, este foarte dor de acele momente petrecute împreună, dar v-ar spune că încearcă să fie mult mai puternic sau mai puternică, încearcă să găsească o nouă manieră de a nu se transforma, dar a se schimba. Această persoană vrea să fie altfel decât a fost până acum, pentru că poate voi ați insistat la un moment dat în revederea sau împăcarea cu această persoană. Această persoană a fost foarte formală, după care a revenit, voi ați fost formali, iar acum încearcă să vă cucerească din nou. Cred că asta v-ar spune, dar într-o manieră indirectă. Vrea să găsească noi metode de a vă cuceri,
pentru că este extrem de dor de voi, dragii mei. Aceasta a fost scurta etalare care v-am prezentat-o astăzi. Sper să fi găsit elemente interesante. Mulțumesc tuturor pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere, dragii mei!